Câteva mii de angajați din sistemul de educație au protestat azi în capitală, nemulțumiți de nivelul de salarizare propus de guvern prin noua ordonanță și amenințând că dacă nu se găsesc soluții reale, se poate ajunge la boicotarea examenelor. În jur de 8.000 de dascăli veniți din mai multe județe au protestat timp de o oră, fiind nemulțumiți de nivelul de salarizare și de ordonanța propusă de guvern. Dăm din partea guvernului un semnal, noi avem toată deschiderea să purtăm noi discuții, dar să vină cu o ofertă alta decât cea de până acum. Și dacă nu vin cu o altă ofertă, ce se va întâmpla? Vorbea domnul Nistor că există posibilitatea ca la bacalaureat să nu vină profesorii. Există riscul major că, într-adevăr, oamenii, dacă vor vedea un semnal negativ din partea guvernului, să se mobilizeze și să facă... În fața Palatului Cotroceni au intonat imnul, după care cei veniți din afara capitalei s-au îndreptat spre autocare pentru a merge acasă. Ne nemulțumește salarizarea și proiectul de lege al salarizării, care trenează de mult timp și potrivit căreia nu suntem bine încadrați, plus 6% din PIB pe care nu i-am primit niciodată, a declarat un dascăl. Oamenii au purtat mesaje precum lăsați educația educatorilor, cu Iohannis credeam noi că o să scăpăm de nevoi, sau educația și țara și-au pierdut răbdarea.